Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Ținem să vă anunțăm că astăzi, în plenul Parlamentului, au fost aprobate trei legi importante. Prima a fost aprobată în prima lectură, este vorba de așa numitul pre-vetting, evaluarea extraordinară a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, la fel și pentru colegiile specializate ale acestor două consilii. Prin această lege se propune instituirea unei comisii extraordinare, speciale, care va evalua integritatea candidaților și doar acei candidați care vor fi evaluați cu bine de această comisie să fie ulterior propuși adunărilor generale, a judecătorilor și a procurorilor pentru alegerea în funcțiile respective. Al doilea proiect important pe care l-am aprobat astăzi, în lectură finală în plenul Parlamentului, ține de modificări la legea Procuraturii, prin care, așa cum am promis, am extins lista potențialilor candidați la șefia procuraturilor specializate și a Procuraturii Generale. Respectiv, cetățenii noștri din diasporă, care au acumulat experiența necesară de 10 ani în domeniul dreptului și cel puțin 5 ani pentru funcția de procuror general și 4 ani pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Specializate, în calitate de avocat, judecător, procuror sau ofițer de urmărire penală, atât în țară cât și peste hotare, în jurisdicții străine sau în organizații internaționale, să poată candida la funcția de procuror șef al Procuraturii Specializate sau de procuror general, la fel instituindu-se o comisie specială care va face preselecția candidaților și care ulterior va înainta lista întreagă cu evaluarea făcută către Consiliul Superior al Procurorilor pentru adoptarea unei decizii finale în acest sens. Sperăm foarte mult că odată cu promulgarea și intrarea în vigoare a acestei legi, Consiliul Superior al Procurorilor să lanseze concursurile pentru aceste funcții și îndemnăm pe cetățenii noștri, oriunde nu s-ar afla, care dețin experiența necesară prescrisă de lege, să aplice la aceste funcții. Un al treilea proiect pe care l-am aprobat astăzi în plenul Parlamentului și care a stârnit multiple discuții în societate în ultima săptămână, este proiectul de modificare a legii cu privire la avocatură. Prin acest proiect de lege am corectat anumite greșeli care s-au făcut intenționat în aprilie anul trecut, atunci când a fost exclusă necesitatea de accedere în profesia de avocat prin susținerea unui examen și totodată a fost făcută o diferențiere a celor care acced în profesie în baza vechimii în muncă, având experiența de judecător sau procuror, diferențiat față de cei care au absolvit Institutul Național al Justiției cu 6 ani de experiență și cei care nu au absolvit Institutul Național al Justiției cu 10 ani de experiență. Totodată, ținând cont de obiectivul numărul 1 declarat al acestei guvernări, lupta împotriva corupției, am propus ca acel articol, deci alineatul 2 al articolului 52, să eliminăm acele garanții, că nu este corect juridic vorbind să-i spunem imunitate, pentru avocați și în urma discuțiilor și dezbaterilor pe care le-am avut cu mediul avocaților, cu breasla avocaților, cu reprezentanții Uniunii Avocaților, am ajuns la un compromis, la o soluție care păstrează anumite garanții pentru avocați și credem că aceste garanții sunt suficiente. Este vorba de limitarea percheziției, reținerii, arestării, aducerii selite a avocaților cu acordul Uniunii, cu excepția cazurilor de infracțiuni, corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență și infracțiunilor flagrante. Totodată, ținând cont de faptul că secretul profesional al avocaților este unul care trebuie protejat și așa demonstrează experiența altor țări europene, am instituit o garanție suplimentară astfel încât percheziția la sediul profesional al avocatului să poată fi făcută doar cu asistarea decanului baroului pe circumscripția pe care se află avocatul sau a unui avocat desemnat de către acesta. Considerăm că aceste garanții sunt suficiente, sunt necesare și sunt suficiente pentru a asigura independența exercitării profesiei de avocat. Vreau să fac o mică
remarcă, înainte de a oferi cuvântul celorlalți colegi, că în timpul ăsta, de o săptămână, am studiat în detaliu experiența altor țări europene, și mai apropiate precum este România, și mai îndepărtate precum este Belgia sau Portugalia, și țări cu context oarecum similar, Cehia, Slovacia, Slovenia, și am constatat că în nicio țară dintre aceste țări nu există o încuvințare prealabilă din partea Consiliului Uniunii Avocaților sau a Baroului Avocaților, oricum s-ar numi în țara respectivă această formă de organizare pe interiorul avocaților. Există însă garanții atunci când este vorba de protejarea secretului profesional, și anume percheziții. Deci formula pe care am propus-o noi și care a fost acceptată de colegii din Comisia Juridică și ulterior votată în plenul Parlamentului, este una care oferă garanții mai mari decât cele care sunt oferite actualmente de legislația țărilor europene. Deci atât oferă garanții la etapa de percheziție, cât și deci imposibilitatea reținerii, percheziționării, arestării avocaților, cu excepția infracțiunilor de corupție. Vreau să atenționez faptul că noi am inițiat și modificările la Constituția Republicii Moldova privind exceptarea imunității deputaților pe infracțiuni de corupție. Eu cred că oricine în țara noastră trebuie să fie, deci toți trebuie să fie egali în fața legii, și în special atunci când este vorba de infracțiuni de corupție, să nu beneficieze de vreo protecție sau imunitate. Vă mulțumesc! Suntem de părere că avocații urmează să aibă garanții. Marea majoritate din ele se regăsesc în prevederile articolului 52 alineatul 2, cu excepția garanțiilor ce țin de investigarea pentru cauze de corupție. Sunt de părere că aceste garanții trebuie să fie dezvoltate și descrise amănunțit în codul de procedură penală, inclusiv în cât termen urmează să fie examinat demersul adresat în adresa Consiliului Uniunii Avocaților, ce se întâmplă dacă Consiliul Uniunii Avocaților nu se întrunește într-o anumită perioadă de timp, cum poate fi contestat această decizie a Consiliului Uniunii Avocaților, pentru că astăzi ar reieși că ea urmează să fie contestată în ordinea prevăzută de Codul Administrativ. Cred că toate aceste prevederi trebuie să regăsească în Codul de Procedură Penală. Urmează să examinăm un proiect de lege care ar viza modificarea Codului de Procedură Penală, ca toate aceste garanții să fie funcționale și să asigure independența avocaților în exercitarea profesiei sale. Vreți să interveniți? Dacă sunt întrebări? Sau chiar și președintele Uniunii Avocaților a ieșit astăzi în briefing și a declarat că dumneavoastră cumva ați spus neadevăr în timpul ședinței de astăzi a Comisiei Juridice, când ați declarat că este un consens și este un acord a Uniunii Avocaților pentru formula pe care veți propune în plen. Cu cine ați discutat acest subiect și de la cine ați primit accept sau acord? Pot să vă ofer anumite detalii. Deci, acum câteva zile, în momentul în care decizia Uniunii, Consiliului Uniunii Avocaților, deci prin decizie s-a declarat protest vis-a-vis de eliminarea alineatului 2 la articolul 52 și au declarat că intră în grevă japoneză și ulterior în grevă generală, am transmis un demers către Uniunea Avocaților și le-am propus o variantă de compromis. Același alineat 2 să fie la fel, cu excepția infracțiunilor de corupție și cazurilor de flagrant. Adică pentru toate celelalte tipuri de infracțiuni să fie solicitat acordul Consiliului Uniunii Avocaților. Consiliul Uniunii Avocaților în aceeași zi s-a convocat în ședință. Din câte cunosc eu, au avut loc discuții lungi. În urma ședinței a fost adoptată o decizie care a fost circulată în mediul avocaților, deci în rețelele avocaților, la care și noi am avut acces, și abia astăzi în ședință, în discuția cu reprezentanții Consiliului, am înțeles
că decizia cumva nu era finală. Deci pentru noi la fel a fost ciudat. Era decizia Consiliului Uniunii pe care declară ei că vroiau să o mai consulte cu colegii. În acea decizie era scris că ei acceptă varianta de compromis, dar cu instituirea unor garanții suplimentare în ceea ce ține de percheziții. Solicitarea lor vis-a-vis de percheziții era ca orice percheziție, cu excepția flagrantului, să se efectueze cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. O asemenea variantă noi nu am fi putut accepta din următorul motiv. Acțiunile procesuale, din moment ce se întreprind mai târziu decât este cazul, își pierd de multe ori din sensul efectuării acestora. Așa cum a menționat și colegul meu, domnul Chireac, aceste proceduri trebuie reglementate foarte bine în codul de procedură penală. Nu se știe când se întrunește Consiliul Uniunii Avocaților, când decide asupra încuviințării percheziției. Sunt multe aspecte care nu sunt reglementate nicăieri. Și atunci, deci asta ar fi primul risc, tergiversarea anumitor procedei de urmărire penală. Al doilea risc ar fi, eventual de ce nu, și scurgerea informației. Deci, din momentul în care se face solicitarea pentru percheziție la avocatul X, până în momentul în care se convoacă Consiliul Uniunii Avocaților, este risc de scurgere a informației. Și din acest considerent, și ținând cont de practica europeană a altor țări, noi am propus varianta de compromis, deci nu cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii, însă pentru a preveni anumite abuzuri. Un exemplu simplu. Procurorul, în cadrul percheziției la sediul avocatului, poate, din greșeală, intenționat sau neintenționat, se ridice și alte acte ale avocatului care se referă la alte dosare decât cel pe care el este cercetat. Și acesta este un risc valabil. Și atunci am zis, ca să prevenim acest risc, noi propunem următoarea formulă. Perchezițiile la sediul profesional al avocatului se fac în prezența decanului baroului sau a unui avocat desemnat de acesta. Acesta are dreptul, în cadrul percheziției, să-și expună opinia, obiecțiile care vor fi consemnate în procesul verbal al percheziției. Deci aceasta a fost soluția de compromis pe care la care am ajuns noi în urma discuțiilor sau înțelegerii noastre despre decizia care a fost adoptată la Consiliul Uniunii. Ați avut aici, în sediul Parlamentului, s-a schimbat ceva în formula care a fost propusă la ședința plenară? Nu s-a schimbat, deci a rămas formula care a fost acceptată azi dimineață la Comisia Juridică. Adică, cumva, avocații nu au fost auziți în timpul ședinței pe care ați avut cu dumneavoastră în timpul... Deci, haideți să vă zic în felul următor. Amendamentul pe care l-am propus inițial a fost eliminarea alineatului 2. Astăzi noi am ajuns la o variantă prin care excepții fac doar infracțiunile de corupție și flagrant și sunt garanții pentru percheziții. Deci asta este în rezultatul discuțiilor noastre cu avocații pe parcursul acestei săptămâni. Mai mult decât atât, la această etapă, mai mult decât atât, noi nu putem reglementa. Ulterior, așa cum am confirmat și înscris în demersul către Uniunea Avocaților și astăzi în discuțiile cu reprezentanții Breslei, noi suntem deschiși să creăm un grup de lucru, să invităm nu doar avocații, ci și procurorii, și judecătorii, și reprezentanții altor profesii juridice, de exemplu, în legea executorilor judecătărești tot sunt anumite garanții, care nu sunt prevăzute în codul de procedură penală. Și să elaborăm o secțiune, un capitol, mic capitol separat în codul de procedură penală, ca să prevedem aceste garanții pentru toate profesiile juridice. Ca să fie foarte clar la ce etapă, de ce acordul cui este nevoie, care sunt garanțiile, cine participă, în cât timp se eliberează acordul, ce se întâmplă dacă nu se eliberează, unde se contestă. Deci toate aceste elemente sunt foarte importante. Ori, dacă acestea nu sunt reglementate, este întotdeauna temei pentru contestare sau pentru anularea actului de procedură. În legislatură precedentă, de la PAS, că ei totuși au votat pentru introducerea versiunii care a fost acum, datorită amendamentului dumneavoastră, modificată și practic eliminată. De ce s-a votat? Sau s-a votat din greșeală? N-au știut în aprilie 2021. În aprilie 2021 s-a votat proiectul de lege integral, inclusiv acele prevederi cu care colegii mei de la PAS nu au fost de acord ceea ce ține de admiterea în profesie, pe care noi acum am venit să le corectăm. Dar s-a decis atunci votarea acelui proiect ca un proiect de compromis, deoarece el
conținea niște prevederi foarte importante pentru organizarea activității de avocat. Aceeași discuție am avut-o și la președinție, atunci când discutam dacă această lege trebuie promulgată sau nu trebuie promulgată. Și tocmai din acest considerent, această lege a și fost promulgată atunci. Am decis și, inclusiv în consultări cu avocații, am zis că mai bine, ei au fost de opinia, avocații au fost de opinia că mai bine această lege promulgată așa cum este acum, chiar dacă are multe vicii, are multe neajunsuri, este mai bine să o adoptăm acum, fiindcă ceea ce soluționează ea este mai important decât viciile pe care le are și ulterior să revenim și să corectăm. Noi, în principiu, am revenit să corectăm greșelile din aprilie, inclusiv din angajamentul pe care ne l-am luat în fața avocaților, că am zis, da, uite, promulgăm acum, dar corectăm mai târziu. Pentru care ați putea să nu votați, adică PASOL ar putea să nu voteze, dar să voteze pentru o lege întreagă, așa înțelegem. Cel puțin înțelegem că a fost propus de Partidul Șor, aparte, la proiect, și amendamentul ar putea să nu fie acceptat. Eu nu știu care au fost discuțiile atunci în Comisia Juridică. Și mai vreau să vă întreb, totuși, dacă avocații decid mai departe grevă sau veți mai întâlni cu ei, pentru că ei au spus că dacă nu vor fi auziți, va fi grevă mai departe. Veți avea întâlniri, vedeți un pericol în general în situația creată pentru domeniul justiției, această grevă? Sau credeți că vor renunța? Este dreptul lor de a protesta? Este un drept garantat oricărui cetățean al acestei țări? Noi îi vom invita la discuții în cadrul grupului de lucru pentru a perfecționa legislația și pentru a prevedea aceste garanții în codul de procedură penală. Despre faptul că vor fi admiși în data de 25 ianuarie Comisia de licențiere, urmează să aprobe, adică să adopte decizii pentru a accede în profesie unii oameni. Puteți să ne spuneți, sunt niște persoane care prezintă pericol pentru acest domeniu. De ce se vorbește acum despre această dată și ședința Comisiei de licențiere? Asta a fost unul din motivele pentru care am decis totuși astăzi să votăm în a doua lectură legea, așa cum am propus-o, și să nu mai amânăm adoptarea acestei legi, deoarece, într-adevăr, pentru 25 ianuarie este planificată ședința Comisiei de licențiere, iar la moment, din câte cunosc, sunt în jur de 60 de cereri din partea foști procurori actuali, procurori în funcție și judecători, pentru a accede în profesia de avocat în baza reglementărilor care au fost modificate, deci care au fost făcute în aprilie 2021. Nu ar trebui să fie avocat această persoană. Acum, nu este de competența mea să vă zic că trebuie să fie, că nu trebuie să fie, dar sunt câteva nume care probabil v-ar stârni și interesul dumneavoastră. De exemplu, Bețișor Adriana este unul dintre aceste nume. Deci, sunt mai mulți care probabil, dacă îi veți elementar, da, un căutare elementară pe Google, o să vă dea informații interesante. Și probabil aceste persoane ar fi bine să treacă totuși un filtru mai serios, cum ar fi cel puțin un examen pentru ca să fie acceptați în profesie de avocat. Cu drag. Dacă vreți să completezi? Nu? Ok. Mulțumim. O seară frumoasă.